Bună seara, dragi telespectatori, la această nouă parte a emisiunii Culart. Dacă înainte de pauză vorbeam de muzica ușoară românească și am intrat în universul Nataliei Guberna, în această seară m-am gândit să, în partea a doua emisiune, m-am gândit să stăm puțin de vorbă despre literatură, să stăm de vorbă despre oameni care se ocupă cu literatura, care scriu și, ba mai mult de atât, sunt și jurnaliști de excepție. Și pentru asta m-am gândit să-l invit în această seară alături de noi pe domnul Eugen Cojocaru. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara și bine ați venit la Culart. Dacă nu cu mult timp în urmă discutam despre problemele societății românești, în seara asta vreau să discutăm despre omul Eugen Cojocaru și am să vă adresez o întrebare foarte simplă. Cine este Eugen Cojocaru, de unde vine și ce face? O altă problemă a societății românești. Exact. Să începem cu puțin umor, că avem nevoie. Avem. Scriitor, jurnalist, ce să spun, pe scurt, am terminat literele la Cluj, am avut mentori extraordinari, profesori și este important să îi ai la timpul potrivit. E vorba de familia Petrescu, doamna Petrescu, Ioana Petrescu, o mare eminescologă, Liviu Petrescu, unul din marii noștri specialiști în literatură comparată. Oameni de excepție. Teoria literaturii care tocmai venise de la Stanford, mm-hmm. Mircea Mutu, care în estetică, istoria artei, venit de la Sorbona, a predat și acolo și așa mai departe. Este important. Eu, traseul meu a fost, să zicem, bipolar, dar bipolar în sens pozitiv, nu maniac depresiv. M-aș descrie mai mult maniac în sens pozitiv, adică sunt un tip vesel. Totdeauna mi-am dorit să fac și jurnalism și din anul 2 de facultate toți trebuia să facem practică, având mai mult colege, pentru care eram invidiați de toate celelalte facultăți, și frumoase, și inteligente, plăcute. Ele mergeau mai mult la biblioteci, la școli, la arhivă și eu m-am dus, vreau la jurnalism, la Cotidianul județean. Și s-a uitat așa la mine, încă n-a venit nimeni cu așa ceva, nu-i nimic, încerc eu, zice, merge și întrebați. Lucrurile erau deja făcute, tatăl meu era prieten cu șeful secției economic și așa ți-a ajuns am la... ajuns jurnalist, cel mai bine ajuns jurnalist learning by doing, cum zic americanii, deci din mers. Am avut mentor bun și acolo, Ion Constantinescu la secție economică, Ilie Călian la cultural și am învățat cu ei, m-au trimis mult pe teren, foarte mult. Un fel de jurnalist de investigație, dacă exact, putem spune așa. Exact, le-a plăcut foarte mult articolele scrise de mine și mie mi-a plăcut, se vedea lucrul ăsta în scrisul meu și aflând, deci m-a trimis și la diferite întreprinderi, fabrici, da, la Casa de Cultură sau la teatru și, de exemplu, la fabrica de mobilă, Libertatea. Le-a plăcut foarte mult pentru că am un stil de a spune lucruri neplăcute sau deranjante într-o formă care să fie acceptată și și frumoasă. Și îmi spuneau directorii, nu va apare articolul tău. Și totuși apăreau. Se lupta, pentru că și înainte se făcea jurnalism de calitate și redactorul șef adjunct, oameni deosebiți, redactorul șef adjunct era Ion Arcaș, un foarte bun poet și om de cultură. Ei se băteau acolo și reușeau de fiecare dată, pentru că eu am învățat să pun așa problema încât să fie acceptată, într-un fel, într-un mod în care arăt că e interesată și societatea. Cum considerați că este jurnalismul astăzi, în 2019, față de momentul în care dumneavoastră ați intrat în această lume, care nu este o lume ușoară, trebuie să recunoaște? Din păcate, jurnalismul, cultura, reflectă situația societății. Aici, în societate, se concentrează tot mai mult puterea economică, financiară, în mâna unor cunoscuți, așa li se spune, baroni, oameni care conduc județul, ei sunt bine conectați cu mass media, o și stăpânesc și, din păcate, în ultimii 10 ani a scăzut mult calitatea jurnalismului, ceea ce este
execrabil. Este foarte periculos pentru o societate. Am scris un roman, Big Bang's Back, care tratează Revoluția din România și experiența mea în America. Și printre primele lucruri care le-am discutat cu ei, i-am lăudat. Zic, voi aveți noroc, jurnaliști, avocați, ingineri, cu cei cu care ne-am întâlnit acolo, și aveți noroc, vă puteți ocupa de treburile voastre, pentru că este democrație și libertate și nu e nicio problemă. Vă puteți concentra. Noi trebuie să luptăm acum. Da, pentru fiecare lucru în parte. Și mi-au spus, Eugen, ești naiv. Zice, nu e adevărat. Orice guvern în lume, inclusiv guvernul american în cea mai puternică democrație din lume, încearcă în fiecare zi, pentru că sunt greșeli, încearcă să le ascundă, sunt abuzuri, încearcă să le ascundă, în fiecare zi se încearcă așa să mai ciupească puțin din democrație. Da, da, da. Și dacă lăsăm, atunci vor lua tot mai mult. Deci în fiecare zi luptăm. Când ați simțit că este momentul să ieșiți în față din punct de vedere al scriiturii, ca și scriitor? Da, o întrebare ingenioasă. Am stat foarte mult. Chiar eu scriu, am și două volume de poezie, nu mă consider poet, ci prozator și jurnalist. Însă atunci când simt că trebuie să exprim ceva liric, o fac. Și eu totdeauna am asemănat proza cu un filon de aur. Când găsești un filon de aur, iese un roman bun. Poezia este regina scriiturii, într-adevăr, pentru că eu compar filonul de aur cu diamantele. Deci când găsești o poezie extraordinară, este un diamant. Și un diamant e mult mai de preț, da? Știut. O istorie interesantă, o povestesc pentru că poveștile sunt cele care ne atrag. Și este o poveste de viață din care fiecare poate să învețe ceva învață ceva sau este instructiv sau interesant. Atunci când aveam 6 ani, bineînțeles că învățasem poezia Mama de Eminescu, mai sunt și altele și am învățat-o și i-am spus-o mamei, ea e în 3 decembrie, eu în 11 decembrie. I-am recitat-o mamei și am zis, totuși daimonul nostru ne îndreaptă către ceea ce suntem. Exact. Așa. Și am simțit nevoie, hai să-i scriu și eu o poezie. Și o am și acum, maică mi-a păstrat-o, acolo 2 strofe și i-am recitat-o, bineînțeles, dar am comparat-o cu cea scrisă de Eminescu și am zis, nu pot să scriu la nivelul lui, eu nu mai scriu, nu-s talentat. Deci vă dați seama ce logică la un copil de 6 ani. Și lucrul ăsta m-a amuțit, cum a fost Lucian Blaga, până la 5 ani, m-a amuțit până în facultate. Am zis, nu scriu și am, am acumulat foarte mult, foarte mult și după aceea, dintr-o dată, am început cu de toate din anul 2 de facultate, cu poezie, cu proză scurtă, cu cronici de film, cu articole normal, multe articole, reportaje, instituții, în Cluj, fabrici și târziu, înainte de volumul 2 de poezie, am scris un articol. Parcă am o memorie slabă pentru poeziile mele și în general pentru poezii, ceva porhartul meu. Deci porhartul, acolo am păstrat tot felul de gânduri și poezii și povești și nu l-am scos decât acum. L-am păstrat foarte mult timp. Mai pot exista lucruri care să ridice la nivelul de artă, dacă vreți, consacrată literatura în general? Lucrurile sunt făcute de mult. Grecii, vechii greci au spus deja nimic nou sub soare. Deci ei au arătat care sunt cele 6 arte care au venit, la cărora s-a adăugat cinematografia, video și lucrurile astea sunt tot pe linia cinematografiei, a imaginii. Deci nu se poate schimba. Proza este poveste, o poveste frumoasă. Pictura este culoare și linie, suprafață, sculptura este ce este, poezia, se încearcă diferite direcții, de exemplu, în literatură mai puțin, pentru că atunci nu ar citi nimeni în proză, însă în teatru se observă că se merge pe linia abstractului, a visului, a șocului, a
Deci da, vis, da, da, oniric. Și așa cum spunea Paul Klee, care este unul din titanii artei moderne, m-am specializat și în arta modernă, spunea în anii 40, poporul nu mai este cu noi, pentru că ei au depășit o limită, o graniță în care numai ei se jucau și erau departe de realitate. Din păcate și teatrul, îl vedem și la Naționalul Bucureștean și la altele, și la Cluj și la Timișoara, de multe ori vin cu niște piese atât, de fapt regizorii se cred recreatorii lumii, dramaturgul și autorul a căzut, și ei vor să arate că sunt cu totul altfel. Cu fiecare piesă se reinventează, în ghilimele, cred ei. Da, da, da. În schimb, ei vin numai cu lucruri șoc. Lucruri care, până la urmă, n-ar trebui să existe scuipă, pe scenă. Da, se urlă mult, se împroașcă cu noroi, cu vopsele. Știu, pentru că am stat 25 de ani aproape în Occident și știu, pe filiera americană întâi și germană, care imită cel mai mult, se împrăștie tot mai mult, însă nu sunt povești, sunt numai conglomerate de simboluri. Mai ales șoc, și s-a mai făcut odată lucrul acesta în această direcție. Lope de Vega, care este marele dramaturg al visului, se știe, a scris 2000 și ceva de piese, dar se joacă? Din păcate, îl interesează pe cineva? Nu, pentru că el a depășit acea limită. Vă spun eu, deja peste 20-30 de ani, cel mai devreme, dar și mai departe, toate aceste puneri în scenă șocante, cu simboluri abstruze și tot vor felul de aberații, vor dispărea, nu se va mai uita nimeni la ele. Pentru că o poveste extraordinară, umană, bine scrisă sau bine pusă în scenă, rămâne în conștiința colectivă. Credeți că același tratament, în ghilimele de rigoare, cu ghilimele de rigoare și cu respectul față de literatură, se întâmplă și în literatura universală acum, în momentul ăsta? Când vorbesc de literatură, vorbim inclusiv de proză, beletristică și poezie. Da. Aici e un alt fenomen, îl cunosc bine fiind acolo. Am cunoscut și lumea literară de acolo, lectori care lucrează pentru editurile mari, la Zurcam și la celelalte, și interviuri. Aici este un alt fenomen. Din păcate, cum în teatru publicul vine, se uită la aceste spectacole, șoc, dar e șoc și după aceea este premiera, eventual încă unul, două și gata. Publicul totuși rezonabil se duce la poveștile frumoase și bine scrise sau bine puse în scenă. Aici este fenomenul, din păcate trăim, banul conduce lumea și editurile, Hollywood-ul pe care eu îl numesc New Hollywood, vor numai să facă bani, acolo sunt oameni, au fost aduși finanțiști. Deci cum Metro Goldwyn Mayer și Columbia și Universal Pictures, care erau conduse de niște oameni foarte culți și care cereau și cultură. Bine, vroiau și bani. Normal. Era vorba de investiție, un cuipoco, exact, eu îți dau, tu comercialul și cultura. Da, și da, de multe ori extraordinar, în filme extraordinare, știm. Sunt multe. Da, este pe aripile vântului. Apropo de Metro Goldwyn Mayer, că tot ați adus aminte de ei, eu am scris la un moment dat un articol, un preambul la o premieră cinematografică care a fost în România, se numea Ben Hur. Dacă ne aducem aminte de Ben Hurul clasic din 1959, ceea ce poate puțină lume știe în momentul de față, că tot vorbeam de asta, este că această peliculă cu cele mai multe premii Oscar la momentul respectiv este în momentul de față obiect de studiu la Academia Americană de Film. Ceea ce este fabulos, dacă stăm să ne gândim. Ba mai mult de atât, filmul regretatului Sergiu Nicolaescu, Mihai Viteazu, este al doilea film care se studiază la Academia Americană de Film. Apropo de filme și de ce s-a întâmplat atunci și comercialul care predomină acum. Da. Și după excursia asta cinematografică, revenim la literatură. Cum spuneam, atât în cinematografie cât și la edituri, îi interesează numai banii. Vedeți, acolo se face Scream 1, 2, 3, s-a ajuns la nu știu cât. La fel și cu Harry Potter, din păcate, până pe la 3-4 sunt bune, după ce au început să scadă. Și
sunt editorii care sunt de fapt finanțiști, nu oameni de cultură, îi spun, facem numai ce cumpără toată lumea. Știți sintagma aia care vine din America, jocul este de la 1 la 99 de ani. Mm-hmm. E, așa trebuie și aici, ca să se vândă cât mai mult. Exact. Și vine scriitorul la editura respectivă și asta îi privește și pe scriitori buni. Și ei sunt limitați, deci din păcate, cenzura e mult mai puternică și mai rafinată decât înainte. Da, da, da. Și merg acolo și îi prezintă scriitorul. El are imaginație, vorbește de un alta. Și lectorul, învățându-și lecția de la editor, de la finanțist, spune, asta nu citește multă lume, asta este prea culturală și nu. Ia, te rog, acum merge tema asta, acum merge subiectul ăsta, nu vreau să dau nume, da, că da, este da, un autor român din Elveția, care și-a scris, primul roman l-a scris el. Și după aceea a venit, după al doilea, la o editură din München și el mi-a povestit, deci îi dau subiectul și spui, asta merge acum, merge cu exotic, din România, cu asta, deci nu mai ești tu creatorul. Da, până la urmă... Ți se dă mură în gură ceea ce faci și atunci unde mai e creația? Nu mai sunt autori. Deci cu alte cuvinte putem să tragem concluzia că inclusiv pe partea asta a literaturii totul a devenit mercantil. Da, da. Din păcate. Și se face foarte multă literatură, la fel ca și în celelalte, în arte plastice, în muzică, în cinematografie, pe bază de conservă. Deci ai conserva, ai ingredientele, și tu trebuie să faci puțin așa, da, și facem filme de acțiune, de horror, scriem roman de acțiune. Credeți că avem potențialul de a primi, să spunem, un premiu Nobel pentru literatură? Da, noi suntem cramponați de ideea asta. Noi avem deja câteva premii Nobel, nu de literatură. Era Sălia Caragiale în 1912, dacă avem timp vă spun scurt. Nu este important, să știți, se cunoaște după 1944 mai ales, cel puțin, nu, 80% din premiile Nobel pentru literatură s-au dat pe baze geopolitice. Da. Deci a fost înțelegerea. Unde este? Chinezii au primit Bao Jin, sau cum se cheamă, un dizident chinez în Paris, a primit premiul Nobel, primul chinez, și știți care? Am fost prieten bun cu George Astaloș, care a fost prieten bun cu domnul Blomqvist, care era în comisia de Nobel literatură. Și prin el știu direct aceste povești. Și guvernul chinez a scris o scrisoare de două propoziții. Vă mulțumim că ați dat unui chinez premiul Nobel, dar să știți că noi în China avem 200 de scriitori care sunt mult mai buni ca el. Punct semnat. Da, frumos. Quod erat demonstrandum. Și sunt multe cazuri din acestea. Vă dau exemplu, Caragiale, din păcate, a pierdut premiul Nobel. Știți, prin excludere rămân 10, 9, 8, a rămas 7. El singur și cu un poet german, von, nu știu cum, îmi scap acum, nu contează. Nici nemții nu-l știu, am vorbit cu profesor german de literatură și nu-l știau. Ei bine, pentru că acest minunat Caragiale vine dintr-o literatură mică, ce încă nu era așa de cunoscută, dar era numai țara, țările românești și așa mai departe, le dăm la nemți. Da. Și rezultatul este, au încă un premiu de Nobel de literatură pe care nu îl știu nici, am vorbit cu mai mulți profesori nemți de la ei și nu îl cunosc. Deci putem zice că îl avem, să avem mândria că Nikita Stănescu merita. E mult mai bun decât alții care au luat. Așa este. Și să nu ne cramponăm de faptul ăsta că nu avem, pentru că este o chestie geopolitică. De ce trebuie românul să citească literatură românească? În primul rând, pentru că nu cauzează, nu îmbolnăvește. Dimpotrivă, Ray Bradbury spune, marele autor de science fiction, cu superbul film și carte, cartea Fahrenheit, 461 parcă, spunea, el în Fahrenheit arată o societate în viitorul apropiat în care cărțile se ard.
Însă, văzând evoluția societății americane în anii 60-70, în anii 70 a spus: pentru a distruge o cultură nu este nevoie să arzi cărțile, ci este destul să faci poporul să nu mai citească. Suntem, deci atunci a început în America, din păcate și la bune și la rele, lumea se americanizează și se globalizează. El a văzut tendința. Acum este. Deci eu am stat 90, am stat o perioadă în America, nu mi-a plăcut, m-am întors în Germania, Franța și prin 98-99 am văzut exact ce am văzut acolo și nu am fost mulțumit. Venea ca un val, ca un tsunami rafinat, dar perseverent, tenace. Și nu pot să spun decât asta. Cu Immanuel Kant, să-i dăm, să zicem, Eugen Cojocaru, nu e așa de cunoscut, și să vin cu un Kant din desagă și să-l arunc așa ca să impresionez. Kant spunea, poporul care își uită sau neglijează cultura este ușor guvernabil și manevrabil. Și ușor manipulat. De aceea Kant nu prea este plăcut și... Da, și, din păcate, foarte multe mai ales în Germania și în alte țări, exact. Deci, atât. Citiți dacă vreți să fiți ușor guvernabil și manipulabil, nu citiți. Deci eu merg pe invers. Am înțeles, psihologia inversă. Da. Domnule Cojocaru, eu vă mulțumesc mult Eu vă mulțumesc, a fost minute. O plăcere, pentru că depinde și de interlocutor. Așa este. Dragi telespectatori, după cum ați auzit, un popor își poate pierde identitatea culturală în momentul în care nu mai citește. Cu alte cuvinte, ar trebui să revenim la lucrurile care ne-au făcut să fim ceea ce suntem. Adică să ne iubim țara, să ne iubim limba, apropo de ce spunea și domnul Cojocaru, este premiul nostru Nobel pentru literatură. Cu aceste gânduri și cu optimismul de rigoare vă spun o seară frumoasă să aveți în continuare. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici, la București TV. Dar până atunci, nu uitați să fiți cu minți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. La revedere!